Din 19 consilieri în funcție sunt prezenți 19. Deci lucrările ședinței se pot desfășura în condiții corecte, legale, atât conform legii 215 și a regulamentului propriu de funcționare și funcționarea Consiliului Local. Înainte de a trece la dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre pentru ordinea de zi, supun votului dumneavoastră, dacă nu sunt observații, procesul verbal și materialele adoptate în ședința Consiliului Local din 27 august 2014. Dacă sunt observații, nu, mulțumesc. Cine este pentru? Abțineri? Contra? Mulțumesc. Poftiți, domnul președinte. Mulțumesc. Mulțumesc. Dau citire dispoziției numărul 1614 din data de 24.09.2014, primarul municipiului Pașcan, județul Iași, având în vedere dispozițiile articolului 39 alineatul 1 și 3 din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 68 alineatul 1 și al articolului 115 alineatul 1 litera A din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, modificările și completările ulterioare, dispune. Articol unic. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Pașcani în ședința ordinară din data de 30.09.2014, ora 10, în sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Pașcani, cu următoarea ordine de zi. 1. Raport privind stadiul pregătirilor în vederea furnizării de către RAGCL Pașcani a agentului termic pentru sezonul rece 2014-2015. Raportor, director general al RAGCL Pașcani. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 57 din 28.06.2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani, inițiator primarul Municipiului Pașcani. 3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pașcani a unor bunuri, mijloace fixe, aflate în administrarea RAGCL Pașcani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, inițiator primarul Municipiului Pașcani. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Pașcani, în vederea casării și valorificării, inițiator primarul Municipiului Pașcani. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului activități de toamnă 2014, inițiator viceprimarul Municipiului Pașcani. 6. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pașcani în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Unitățile de Învățământ din Municipiul Pașcani pentru anul școlar 2014-2015, inițiator Consiliul Local Apostol Carl. 7. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pașcani în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ din Municipiul Pașcani pentru anul școlar 2014-2015, inițiator Consiliul Local Apostol Carmen. 8. Un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pașcani pe anul 2014, inițiator primarul Municipiului Pașcani. 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipiului Pașcani de urgență pe anul 2014, inițiator viceprimarul Municipiului Pașcani. 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2014, inițiator primarul Municipiului Pașcani. 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru Municipiul Pașcani pe anul 2014, inițiator primarul Municipiului Pașcani. 12. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Pașcani, inițiator primarul Municipiului Pașcani. Și proiectul numărul 13, privind aprobarea premierii sportivilor Andreea Malache și Victor Pintilie din cadrul grupului de dans sportiv Dream Dance de la Casa Municipală de Cultură Mihai Sorbeanu Pașcani. Și la ultimul punct, diverse discuții libere. Spun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Putem începe cu primul proiect, raportul privind stadiul pregătirilor în vederea furnizării de către RAGCL Pașcani a agentului termic pentru sezonul rece 2014-2015 de la regia din partea RAGCL-ului, dacă sunt precizări.
Ca să m-ați văzut în raport, s-au efectuat toate lucrările de parcurs și revizii pentru a putea furniza agendele în sezonul 2014-2015 cu cheltuielile minime, astfel încât putem asigura condiții de confort optim în locuințele, în locuințe și clădiri social-culturale care sunt branșate la sistemul de încălzire. Dacă sunt întrebări, precizez în partea domnului primar. Au la gaz 10 miliarde de lei, 10 miliarde de datorii la gaz și suntem în situația de a întrerupe gazul. Așa este. Nu știu, văd că nu-i geta aici, a fost concurs acolo. A fost. Deci, nu, a conduce, e Consiliul de Administrație să ia să analizeze problema, simt de răspundere acolo, că nu-i normal să adunăm, de la an la... O să încerc să vedem pe minister, poate ne mai... poate da un ajutor sau o subvenție pentru a plăti restanța asta la gaz. Nu știu. Dar vă rog, acolo schimbați managementul. Că noi credeți că acolo e mai de soi decât din, la celălalt? Nu e mai de soi. De ce care au venit acum, probabil, nu e mai de soi. Toate regiile au avut aceeași mamă. Subim întrebări din partea consilierilor. Nu mai sunt discuții, mulțumim frumos. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașca, numărul 57/28/2012, prin stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașca. Domnul primar. Avizele comisiilor. Comisia judecă aviz favorabil. Urbanism? Atât. Nu sunt întrebări, până la tot. Cine este pentru? Abțineri. Vă trebuie mai tare. Mulțumim. Proiectul numărul 3. Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Pașcani, am urmărit bunuri și joace fixe, aflate la administrația de AGC Pașcani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării. Avizele comisiilor? Juridic favorabil, cum este cu? Juridic aviz favorabil. Mulțumim. 10 zări din partea inițiatorului. Da, în urma inventarului la 2013, la 13 2013, s-au făcut propuneri de casare, atât în regiunea autonomă, cât și la în cadrul primăriei publică, casare fixe și vehicul de inventar, care sunt depășite moral, date fizic, amortizate, zicem noi, 100%, și ținem cont de faptul că aceste casări nu s-au făcut de foarte mulți ani, trebuie să facem un pic de curățenie, pentru că stăm cu ele înregistrate în contabilitate și le plimbăm din an altul și ele sunt total nefolosite. Am făcut deja, am cerut oferte și pentru valorificarea lor, pentru că urmează să fie dezmembrate. Eu știu ce firmă va veni la lui cu oferte mai bună de preț să le dezmembreze, că nu avem noi posibilitatea. Și calitatea respectiv fie vechi, ce va rezulta, va prospecti prin dozarea lor venitul la bugetul local. Zic eu, cu această casare reușim în final să facem curățenie și în primărie, că era un dezastru total, atât la obiect de metal și de piață fixe. Și că de aici încolo vom ține, vom face mai mare atenție inventarele la sfârșit de an și vom ține cont de toate rezultatele în urma raportului comisiei de inventarie. Astea sunt problemele, au fost verificate de către comisie la fața locului, fiecare mijloc fix în parte, s-au văzut, s-au făcut constatări respective, s-a întocmit acel raport care este prezentat aici Consiliul Local, în astăzi de decizie. Întrebări din partea consilierilor? Acum sunt, supun la vot, cine este pentru? Abținere potrivă, cine este cale. Mulțumim. Pe numărul 4, privind aprobarea scoaterii din funcțiunea unor mijloace fixe din domeniul privat al municipiului Pașcani, în vederea casării și valorificării. Avizele comisiilor? Aviz favorabil. Mulțumesc. Că sunt precizări din partea inițiatorului. Sau întrebări din partea consilierilor? Consilier. Să reducă perioada de motocoase, de ștate. De motocoase, de ștate. Ele este un nomenclator unde sunt prevăzute toate perioadele de amortizare în mijloacele fixe. Puteau să, în loc de 10 ani, motofasele, am întrebat și ieri, mai mult 2 ani, nu rezistă.
Așa, ei au un perioadă de amortizare 10 ani, la ce să le ții 10 ani acolo? Nu, tot se răspundea să le facă 5 ani. Îi permite o perioadă și este conform ca tot. Dar cât o motocoasă de asta? 10 ani are el. Așa a fost prins. Dar lucrează 2 ani cum a lucrat anul acesta? Nu țin, un an. Era mirbrace fixe, acum valoare. Nu știu, 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 nu ele au fost trecute cu 10 ani perioadă de amortizare. Când erau mijloace fixe. Aveți o propunere în acest sens să schimbăm perioada de amortizare? Asta, da. Deci, mai ales chestiile lui, nu putem lua. Este o chestie legală, nu se poate lua. Domnul fixe. Două studiile. Articole la Marul 6 și 47 se vede că au fost sumele extraordinare de mare atunci când s-au făcut cele două căsuțe, așa că sunt ornamentală cu bancul, așa, deci se vede că nu s-au putut amortiza suficient, perioada, ele sunt relativ noi, sunt în 2009 și uitați-vă că aproape jumătate de sumă există. În sfârșit, ele sunt 100% amortizate de discuție, ca pentru care noi trebuie să aprobăm deci scoaterea lor din inventar și casarea lor. Dar în același timp aș ruga să aveți în vedere stația de sortare de lângă podul de la Blăgești, care nu e funcțională de foarte mulți ani, nu văd să mai fie foarte dă un aspect neplăcut și care, odată scoasă la casare și va mărca materialul, sparge niște posturi de faltă și așa mai departe, niște cheltuieli inutile și dăm un alt aspect zonei respective de iertare. Da, noi inventăm, ce facem pe 2014, va fi prinsă și această stație și propus pentru casare. Din neglijență, șefului de serviciu, pur și simplu s-a întâmplat lucrul ăsta, că trebuie să apară lista acum, dar când gestionarea a făcut această propunere pe un șef de serviciu, au omis această stare. Mulțumesc. Alte întrebări? Vă mai să spun la vot? Cine este pentru? Abținere motivă, nu mai este cazul. Mulțumesc. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului activități de toamnă 2014. Aici se referă la program de activități pe luna octombrie, numai este un buget de 27 de lei, deci sunt problemele stabilite, dar am văzut ce fac. Scuzați, mai de avizele. Favorabil la toată, da? Favorabil. Mulțumesc. Sunt întrebări, precizări, folosând supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc, obținere potrivă, nu mai este cazul. Proiect numărul 6, privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pașcani, Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Unitățile de Învățământ, din Municipiul Pașcani pentru anul școlar 2014-2015. Avizele comisiilor? Comisia judecă disfavorabilă. Mulțumesc. Aveți un precizări? Dacă nu se pun la vot. Este aceeași anul trecut, singura modificare doamna Domnul Mulțumim. Întrebări din partea consiliilor sau alte precizări? Atunci să spun la vot cine este pentru. Mulțumesc că obținem votul, nu mai este clar. Punctul 7, proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pașcani în Consiliile de Administrație al Municipiului de Învățământ din Municipiul Pașcani pentru anul școlar 2014-2015. Avizele comisiilor? Comisia juridică aveți favorabil? Favorabil. Favorabil cu un amendament, o schimbare. Am lucrat pe celălalt proiect. Consilierul Toma Codrin Capară la Canta Cutimon și consiliera Simona Paladi la Busio. Deci, inversare între ei. Cu precizarea și modificarea desemnată de inițiatorul proiectului, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abținere împotrivă, nu mai este cazul. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv al Municipiului Pașcani pe anul 2014. Avizele comisiilor? Comisia Economică, aviz favorabil. Favorabil și ridică. Mulțumesc. Dacă sunt precizări? Nu sunt. Și pun la vot cine este pentru. Mulțumesc, abținere împotrivă, nu este cazul.
Trecem la punctul 9, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pe anul 2014. Avizele comisiilor? Aviz favorabil. Favorabil. Mulțumesc, domnul director, domnul manager. Vă rog, am să mulțumesc cu scaunul de am explicat din stradă în fața acum 10 minute. Nu am reușit să vă mulțumesc tuturor care ați participat la ce ați face în caz privind în comunitatea noastră. Nu am reușit să discut cu fiecare dintre noastră în parte pe bun și proiectul mai avem. Însă vă mulțumesc pentru sprijinul acordat și consider că cei 465 de colaboratori, colegii ai mei, vor chiar atunci dumneavoastră. N-am rezolvat fiecare noastră, dar cred că a fost un eveniment important, care a fost foarte bine imediat dat și este o imagine favorabilă a spitalului. Acum am spus doar m-a sunat consilierul domnului Ministru al Sănătății, care v-a dorit să vorbească cu domnul primar, în legătură cu viitoare de proiect. Deci vă mulțumesc încă o dată, inclusiv media care a fost alături de noi cu critici și cu sigur și cu neagunsuri. Nu putem spune că suntem numai number one, suntem avea și deficiențe. Iar pe rectificarea de buget sunt sume care s-a ajuns la văzut, sunt sume care sunt venite niște sponsorizări, fiindcă noi încercăm să începem să mai ducem bani ca de patru mai la comunitatea locală. Sunt bani veniți la Ministerul Sănătății pe proiecte și programe naționale și pe aceste sume pe care noi am economisit din proiecția care nu lasă pe helipost și atât am pus și alte finanțări care completează ceea ce am făcut. Dacă aveți să-mi puneți întrebări, vă răspund. Dacă nu, vă mulțumesc pentru tot efortul pe care ați făcut. Atât domnul primar și noastră ca și consilier local, prin fără noastră nu putem merge mai departe. Vă mulțumesc încă o dată. Și sunt bucuros că sunteți, că existați. Sunt întrebări din partea mai sigură sau precizări din partea mai primar? Noi trebuie să vă mulțumim pentru managementul care a practicat acolo și ministrul vrea să să mergeți la alte, la alte instituții similare pentru redresare. Noi avem celelalte trei societăți prestatoare de servicii care au situația pe care o știți foarte bine și se mediatizează politic, speculează politic o activitate pur economică. Dumneavoastră acolo n-ați făcut politic, ați făcut efectiv management economic. Același lucru dacă se întâmplau și la celelalte trei prestatori de servicii, APA Vital, RAGCL și respectiv, fiți convins că rezultatele erau aceleași. S-au folosit și s-a mediatizat politic, s-au folosit aceste servicii în campanii electorale pentru a-și face și a-și aduce electorat de partea lor. În continuare se face în aceste regii politică, mă refer la RAGCL și la... Nu vă reproșez, dar folosesc acest prilej pentru că, pe de o parte, dumneavoastră ați demonstrat că se poate, iar pe de altă parte, ceilalți demonstrează că nu se poate. Și toată ziua cu căciul la mână, la bani din bugetul local. Iar taxele și impozitele se duc în găurile negre create de dânsii, de managementul din aceste instituții. Eu vă felicit dumneavoastră, colectivul de acolo, și uitați că Pașcani poate să, să fie promovat și prin lucruri bune, nu numai prin lucruri, știți fost, dumneavoastră fost bine. A fost mult mai mult decât ne așteptam. Da. Deci ne-am închipit, va fi, deci, lucrurile care au existat multe spitale, mai ales cu incidentul care a fost în ultimul timp în țară, au existat foarte multe spitale, s-a închipit cu un spital în o comunitate, așa cum a spus, mică, dar oameni cu lor și lucriți, poate să arată încă. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim, abținere împotrivă. Atunci la proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pe anul 2014. Avizele comisiilor? Aviz juridicul, domnule? Favorabil, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt precizări de făcut, dacă nu, supun la vot. Dar nu sunt supun la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă, nu mai este cazul, mulțumesc.
Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului venit și cheltuieli centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru municipiul Pașcanta anul 2014. Aveți favorabil. Aveți favorabil. Mulțumesc. Sunt precizări trecut sau întrebări din partea consilierilor. Dacă nu sunt supun la vot, proiectul numărul 11, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri nu sunt. Proiectul numărul 12, privind transformarea unor funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului Mihai Pașcani. Comisie, aveți favorabil? Aveți favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt precizări sau discuții, întrebări din partea consilierilor, dacă nu se supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc, abținere împotrivă, așezare. Proiectul numărul 13, privind aprobarea premierii sportivilor Andreea Malache și Victor Pintilie din cadrul grupului de dans sportiv de la Casa Municipală de Cultură Mihai Sălădeanu Pașcani. Comisiile? Aveți favorabil? Aveți favorabil juridic. Mulțumesc. Cred că sunt întrebări la proiectul acesta. Supun la vot. Cine este pentru? Ordinea de zi este terminat. Am înțeles că este o persoană în sală care dorește să facă precizări la capitole diverse. Și eu aș dori. Mă scuzați, m-am uitat în spre consilier. Dau cuvântul doamnei consilier Axinde mai întâi. Da, am rugămintea la toți colegii consilieri și toți cei prezenți aici. Banca Raiffeisen desfășoară un program. Există un grant pentru dotarea spitalului cu aparatură medicală. 14 spitale din țară sunt cuprinse în acest, pot intra la finanțare în acest grant și cei care sunt intră la finanțare sunt cei care au numărul mai mare de voturi. În spitalul nostru i s-a aprobat proiectul, este din păcate pe poziția 20 și ceva, pentru că nu sunt suficiente voturi. Am rugămintea la toți cei prezenți. Toți cei prezenți au adrese de mail, de pe adresa de mail se poate vota o singură dată. Se intră pe Raiffeisen Comunități, trebuie să se autentifice fiecare utilizator cu username-ul și cu o parolă, așteaptă confirmarea pe mail și în momentul în care primește mail-ul de confirmare, se deschide linkul cu proiectele. Și se caută în Spitalul Municipal Pașcan și vă rog foarte mult să votați. Este o sumă de 27.000 de lei pentru aparatură medicală. Este o sumă importantă, putem să cumpărăm două monitoare funcții vitale și un injectomat și ar fi păcat pentru că nu avem suficiente voturi să nu reușim să prindem această finanțare și încă un amănunt, astăzi este ultima zi de votare, până la ora 14. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Domnul Dan. Aș dori și eu să fac un anunț, pentru că se știe că Partidul Poporului Dan Deaconescu... Numai să nu fie politica, nu? Trebuie să reamiați, conform ordonanței 55, trecerea la Partidul Conservator. Partidul Poporului Dan Deaconescu s-a destructurat în teritoriu. Deci trebuie să găsim o opțiune. Opțiunea mea a fost un partid de centru, Partidul Conservator. Nu trebuie votat, eu am anunțat și eu. Duceți-vă după Deaconescu. Și faceți o echipă. Mulțumim, domnul Danu. Succes în nou. Mulțumesc. Partid politic. Vreau să fac precizarea că încă este termenul ăla prevăzut de ordonanța de urgență 55, dar nu privesc numai cei care sunt pe mandate. Și sublianții au același drept de a
migra de la un partid la altul sau să se decarizeze. Da. Procedura e simplă, numai o singură dată domnul Danu, să numeresc lunea viitoare. Vinerea aceasta altă adeziune sau acceptare de a trece la un partid. Partidul Conservator din 91 văd că funcționează. Am zis numai o singură dată cu partidul Conservator. Eu am ales ca să nu fiu obligat. Să nu fiți cumva... Mă înțelegeți. Demis. Nu, nu. Ei, demisia, respingerea din partid s-a făcut, pentru că așa se lucrează la șantaj. Mulțumim frumos. Doamnă Voinea, uite-o pic la noi așa. Hai ca să nu supărați pe noi. Nici el nu vine pe care ne desfășurează și schimbă. Domnul Marius Pintilie. Mi-aș dori să întreb și domnul primar, domnul viceprimar. Am văzut că a început amenajarea explanarei. Puteți spune cât durează sau cum... Ideea este că se apropie iarna și nu știu, eu nu am cunoștință, nu știu cum se desfășoară lucrările acolo, etapizat sau se dă tot la o fază. Mă gândesc că vine iarna și vom avea precipitații, explanada va rămâne fără nici pavele, nici mozaic. Să dumneavoastră avea un șantier care să nu producă deranj? Nu. Eu aș dori un șantier care să producă cât mai știți puțin de v-ați pus întrebarea aceasta? Exact ca și un cetățean care nu are nicio tangență cu ceea ce se întâmplă în primărie. Știți bine că a fost o licitație, este un contract încheiat pe 12 luni cu un grafic de lucrări, deci perioada este de începând de la predarea amplasamentului, pe care l-am făcut-o în luna iulie, până 12 luni cu perioada de întrerupere, pe perioada timpul nu permite să se facă lucrări, o să fie 5 luni în perioada aceasta, 7 luni anul viitor, obligatoriu până la 1 octombrie anul viitor, trebuie finalizate ca să nu pierdem bani, eu o să spun. Eu mă gândeam. Dar problema este alta, că au apărut probleme cu apa acolo. Da. Au apărut probleme cu apa acolo. Și nu știu dacă cineva o să mai rezolve problema apei. Au numai cepuri de lemn. Cunoașteți foarte bine. Da. Eu vă întreb dacă e soluția tehnică pe care eu nu am la cunoștință soluția tehnică. Soluția tehnică nu-i dată nici de mine, nu-i dată nici de nimeni de față, e dată de proiectant. Pe care noi n-avem ce să facem, trebuie să o... Știți că când am preluat, am spus că sunt niște lucruri la... niște probleme de corectat la acest proiect. Unde s-a putut corecta? Am corectat, unde nu? Pot să termin întrebarea? Vă întreb dacă în soluția tehnică este prevăzut ceva pentru accesul la magazine acolo, pentru că efectiv cred că vom merge cu cizme pe explanadă când va ajunge și va ajunge. Acei comercianți au niște activități acolo, probabil că 6 luni de zile când durează iarna. Lucrează pe zona centrală și celelalte două. Asta nu trebuie să rămână. Nici să termină întrebarea noastră. Un lucru care, din punctul meu de mă doare și l-am spus și la momentul respectiv, scoate marmara și pune beton. Da, asta e proiectul, nu cumva. Asta e proiectul, eu mă gândesc la cei comercianți. Acel 6 luni de zile, poate să dureze o iarnă. Dar dumneavoastră credeți că noi nu ne gândim? Numai dumneavoastră vă gândiți? Dar n-am spus, domnul primar, nu vă gândiți. Deci, păi deci așa tocmai de asta am început investiția pe aleea de mijloc. V-am întrebat, există vreo soluție? Da sau nu până la urmă ormii? Dumneavoastră vă sunteți foarte deranjat din întrebarea mea. Deci, nu există o soluție din punctul ăsta de vedere. Putea să fie un răspuns simplu. Nu este nici vina dumneavoastră, este vina proiectantului, cine a făcut. Nu e vorba de soluție, este un grafic de lucrări stabilit cu constructorul. Și s-a stabilit, ca să nu întârziem la anul prea mult să depășim termenul, că este un termen fix, să începem cu zona centrală, cu decopertarea zonei centrale, balastare și pădatorul, urmând ca zonele celelalte din spații comerciale să fie începute în primăvară, ca să nu încurcăm prea mult după ce finalizăm zona centrală. Deci vreau să spuneți că se face centru. Atât. Da.
Și în primăvară ne apucăm de laterale unde sunt... Exact. De-aia am întrebat, că nu știu care este situația, cum evoluează proiectul, doar dumneavoastră știți. Mulțumim de răspuns, domnul Chidirie. Da, mulțumesc, mai am încă trei subiecte. Situația așa e la concesiune, dacă puteți să ne spuneți ceva. La ce? Sunt multe cereri de concesiune, știți dumneavoastră. Ce o să le analizăm? Am avut efect posibilitatea să am început, nu am finalizat analiza lor. Sunt unele cele de concesiuni care așa sunt depășite, trebuie reconfirmate dacă se mai dorește, pentru că a apărut o problemă. De fapt, ei exista, nu că a apărut, din partea serviciului urbanist, domnul secretar știe și el, cine, deci solicitantul a cerut o suprafață de 20 de metri, crezând că acea suprafață poate fi construită în totalitate. Dar, de la serviciul urbanist spune că nu se poate elibera autorizație de construcție decât pe o contă parte din acea suprafață, la care o parte din solicitanți au renunțat. Păi în condițiile astea să concesionez 20 de metri, să construiesc numai 5, nu-mi convine. Deci trebuie revăzut această problemă. Deci o să-i chemăm pe toți cei care au făcut cereri de concesiune să spună această problemă și atunci să revină. Mai susțin cererea de concesiune sau nu? Eu m-așteptam în Consiliul Local, mai ales că la începutul mandatului s-a vorbit despre acele cereri de concesiune, să intri câte trei, câte două. Ce se întâmplă? Nu Consiliul Local hotărăște, ci Serviciul Urbanist ne-a comunicat această problemă. Înțeles, dar eu văd rezultatele deja. Mă gândeam că văd aici filtrat de către aparatul primarului, filtrat anumite cereri și câte o cerere, două, trei, măcar să se miște ceva. Asta mă așteptam. Au trecut 2 ani jumătate, de asta am întrebat din nou acum ce facem. Sunt convins că nu le putem pune pe toate. Unele, probabil că sunt, cum spuneți dumneavoastră, acceptate sau nu. Dar măcar ceva mă așteptam să fie în Consiliul Local. Cu strada Izvoarelor, vreau să vă mulțumesc pentru atenția deosebită pe care am acordat-o strada Izvoarelor. Asta n-am văzut. Nu înțeleg la ce vă referiți. Am făcut o ironie către dumneavoastră, vă dați seama că strada Izvoarelor acolo v-am rugat de 3-4 luni de zile să-i dați măcar o netezire. Nu asfalt, nu nimic, fără nicio pretenție. O mașinărie care să șlefuiască un pic accesul pe strada Izvoarelor. Dumneavoastră aș promis de 3-4 ori că faceți treaba asta, am ținut să vă mulțumesc la asta. Am și făcut acest lucru, s-a intervenit la acea conductă unde era spart acolo. După aceea a intrat pe Băneasă, că intră pe Izvorul și pe Eminescu cu asfaltarea. Și a apărut probleme, lasă-mă domnul Pintului să vorbesc, că am 16 de ani, te-au fost băgat din seamă, da? Și am și eu ceva experiență în domeniu, da? Și se intră să asfaltăm acea stradă, da? Și a apărut problema aia foarte gravă, că pe ambele străzi trebuie schimbată conducta de apă, deci distribuție. Acum suntem blocați datorită unor probleme care cunoașteți foarte bine. Și stăm și ne uităm la ele. Ne-am dus pe strada Fântânele, lucrăm pe strada Fântânele, iar pe Izvoarele și Eminescu, până nu intrăm să schimbăm conducta de apă și trebuie în timpul cel mai scurt să hotărâm ce facem, nu putem să intrăm cu modernizarea străzii. Și trebuie să ne asumăm o responsabilitate, noi ca și consilieri, în primul rând, că noi suntem principali vinovați de nerealizarea unui lucru. Eu nu ține de... Ba ține, domnul Pide, că trebuia să intre de o lună de zile, trebuia să intre cu lucrările pe Izvoarul și pe Eminescu. Dar, domnule, dacă nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat. O fi fost niște rațiuni de nu s-a întâmplat. Nu sunt rațiuni. O mașinărie să... Nu putem să retragem cu lucrurile. Să niveleze un pic terenul, nu ține de niciun plan de dezvoltare. Eu am, la vreme respectivă am intrat și am făcut aceea. Și acea conductă de apă care s-a reparat acolo a fost la intervenția mea către Apa Vital, pentru că n-a venit nimeni până ce n-am sunat. Scuzați, nu o să vin Apa Vital la intervenția noastră niciodată. Ei, domnule, nu o să vin, o să vin la intervenția noastră. Hai să nu fim falși. Eu am fost acolo când... Eu am sunat, eu am fost a doua zi, am stat lângă muncitori acolo și n-ați spus... Lăsați, domnul Pintilie, că eu am fost când am predat acolo. Probabil că acceptul tot de la dumneavoastră, altfel nu veneam. Și vreau să informez colegii consilieri că am depus un proiect la Registratura Consiliului Local în care am cerut să înființez o comisie de analizare a efectelor produse după semnarea contractului de delegare către Apa Vital. Aș invita colegii să stăm la masă și să discutăm. Care sunt nemulțumirile cetățenilor? Politice, da, sunt efectele. Nu, sunt și practice, domnule. Nu sunt.
trebuie văzut un pic condițiile care sunt pentru comercianți, garanțiile, să analizăm un pic contractele, modul în care se impune. Extraordinară să clarificăm problema semnăturilor, dar întâi îți date la verifica semnăturilor. N-am treabă eu cu semnăturile, domnul primar. Eu cred că este bine să ne întâlnim, să vedem un pic, domnule, ce s-a întâmplat în orașul Paștani. Din câte mi-am ați fost primul care ați acceptat delegarea serviciului. Da, așa este. Și asta nu înseamnă că... Din câte mi-am că primul, ați spus, domnule, nu mai e nicio șansă. Domnul primar, așa este. Repet, așa este. Și dacă ne întâlnim din nou și discutăm ce se întâmplă în oraș, este o problemă? Nu e o problemă. Deci eu asta cer eu. Am încheiat. Mulțumesc. Domnul, problema la diverse. O întrebare pentru domnul primar. Mai întâi numele să vă spuneți, ca și cu cine vorbim. Mă scuzați, mai întâi numele. Moțatru fii, om pe titoată tache fii impozite. Mulțumesc mult. Aveți cuvânt. Ce realitate a făcut domnul primar ca cea precizare către organele de poliție? De primar sau de persoane fizică? Și calitate? În ce calitate? De primar sau persoană fizică? De primar. De primar. Da. Conform legislației în vigoare, 215, actualizată la zi, de a regulamentului de organizare și funcționare a primăriei Pașcani, actualizată în 2016. Aveți ca și obligație de serviciu să faceți aceste certificate către organ de urmărire pe mandat? Da, orice, mi se pare suspect. Da. Orice persoană care are cunoștințe despre săvârșirea unui fapt din natură penală este obligată să o aducă la cunoștința organelor în drept să o cerceteze. Că deține sau nu o funcție publică. Dumneavoastră v-ați asumat o claritate parțial. Nu vă conteste nimeni demersul, să spun, de a reprezenta un anumit grup politic, economic sau de alte factori. Politic, nu da, de ceea ce se dorește prin acest demers a fost doar a se verifica valabilitatea și autenticitatea semnăturii persoanelor de pe listă, atât timp cât există informații rezonabile și palpabile cu privire la caracterul fals al unora dintre acestea. Nu s-a încercat în nicio modalitate și s-a analizat intimidarea cetățenilor din municipiul Pașcani, dreptul lor la inițiativă. Ceea ce se dorește este a ști dacă persoanele, cele 17.000 de persoane semnatare pe liste, și-au asumat această semnătură. În rest, aceste discuții cu drepturile și obligațiile autorităților publice locale de a sesiza faptul din natură penală, cred că trebuie eliminat. Pe discuții de natură constituțională, europeană, pe care vreți dumneavoastră. Domnule, consider foarte bine. Orice lege are și o metodologie de aplicare. De ce nu l-a sfătuit pe domnul primar? Codul penal nu are metodologie de aplicare. Codul penal. Ai zis lege, nu cod penal. Codul penal. Și legea 215. Legea 215. Nu are mărul de... Vorbiți pe de rost. Și vă rog să mă credeți că îmi plac discursurile pe teme juridice, dar în măsura în care sunt fundamentale. 215. Codul penal și codul procedură nu au norme de aplicare. Domnule consilier, domnul primar, ca și obligație, înainte de a delega acest serviciu către AFA Italia, trebuie să fac ce organizeze referendum? Da sau nu? Asta e răspunsul, domnule consilier. Nu. Din păcate, eu cred că da. Nu mi-am pus de tăiere la punct, dar vă spun acum că așa... Domnul esență, care este problema ridicată și ce răspuns doriți? Discuții despre lege și despre... Nu. Deci eu vă dau cuvântul, eu vă iau cuvântul. Deci până la urmă ormii, ședință, participare publică, dar eu vă dau cuvântul. Da. Așa. Ce problemă vreți să ridicați? N-am înțeles până acum care e problema. Domnule consilier, mi-a dat următorul răspuns. Nu, 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 nu
totul scris, că am depus cerurile scrise, sper să se întâmplă. Faceți adresa scrisă și tot ce ați răspunsul scris. Mulțumesc frumos, revința s-a încheiat.